Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Sunt sigur că toți dintre voi ați auzit de jocul GTA 5. GTA 5, jocul pe care îl știe toată planeta. Lupta! Suntem la o parte. Bine! Jocul ăla în care ești un criminal, mă rog, un criminal, nu ești un criminal, ești un om liber care poate să facă ce vrea, poate să jefuiască, poate să fure mașini, poate să facă foarte multe lucruri și este foarte distractiv că nu ai nicio regulă. Prima dată când intri în joc, jocul începe cu tine cum ieși la o bancă și o jefuiești alături de niște prieteni de-a tăi, pe nume Trevor și Franklin. În total sunt trei. Al treilea personaj se numește Michael. Și joci chiar tu cu el când te bagă în joc. Jocul este foarte distractiv și dacă l-ai cumpărat poți să te joci și online, adică cu oameni din toată lumea sau chiar cu prietenii tăi multiplayer. Eu cred că online-ul este mult mai distractiv decât single player-ul, pentru că în single player poți să faci ce vrei, dar în online e mult mai mult de atât. Pun asta că pe online ai mai multe de făcut, adică pe online ai mai multe lucruri, ai foarte multe lucruri, ai diferite challenge-uri, ai casino unde poți să te duci să câștigi diferite lucruri. Ai curse care poți să le faci cu prietenii tăi și cu oameni din toată lumea, dar la cursele alea foarte multă lume se enervează când te bușești și întrece foarte multă lume. Bine. Uite mă și tu, uite bă și dă cum se... De ce te duci așa? De ce, Vere? De ce? Bă, nu mai puteai să o controlezi, bă! Bă, toți mă întorc, mă, de curtoți! Eu zic să fiu un om, să trec pe lângă ei, să nu-i întorc și ei mă întorc pe mine! Mai sunt minigame-uri. Bă, mi-a tras o roată? Da, și mie mi-a spart roțile, m-am să-mi iau. Yes. Am omorât. S-a luat? Da, frate, am dat să stau cu spatele și m-a luat. Nu, nu mi-a dat cu spatele. Păi, am intrat în ceva, nu puteam să merg în față. Băi, da. Băi, ești nebun? Ți-a tras mână. Cred. Zic că nu. Dar pe single player este un plus că poți descarci moduri. Diferite moduri de mașini, să poți să zbori, să fii invincibil. Și pe single player poți să pui și coduri pentru diferite lucruri. Și un lucru foarte tare la single player este că poți să descarci moduri cu diferite mape, hărți și poți să faci parcur pe ele cu mașini. Bun, aici sărim, boom. Mergem așa foarte drăguți. Sau nu doar moduri cu mape, poți să descarci multe alte lucruri. See, excuse me, sir. Come on, come join me, buddy. Here we go. How are you doing? Dacă ai ajuns până aici la video, înseamnă că îți place videoclipul și vrei să vezi ce mai fac eu în continuare. Pentru asta ți-aș recomanda să dai subscribe cu clopoțel ca să vezi următoarele mele videoclipuri. Poți să-ți descarci moduri de grafici mai bune. Sau moduri de descărcat tot pentru grafică, dar culorile să fie mai colorate. There's a car there without wheels. Oh my god. Sau moduri foarte tari cu supereroi. Mod din Hal, fiți atenție, ce mașină e, mă, tu? Opa, cu o mână, auto și pe aia în mașină. Adios, ați înțeles, veți? Me angry, asta înseamnă. Doar atât, sari, bossule? Asta vrea să zică Hal, nu asta înseamnă. Ia sare, bossule, mai mult. Uite-l. Me angry. Mă, băieți, mă. Oho! Da, bă, băieți, am ajuns și noi la finalul acestui video cu logica jocului GTA 5. Dacă v-a plăcut și vreți să mai facem episoade în continuare cu logica unui joc, dați un like să văd dacă vă place și îmi puteți da comentariu cam cu ce joc ați vrea voi să facem următorul episod cu logica unui joc. Mă gândeam să fac logica Fortnite-ului, dar nu știu, o să vedem mai pe viitor. Dacă v-a plăcut acest episod, dați un like, abonați-vă în caz că nu sunteți abonați. Eu am fost Sebi, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!